Lăudat să fie Iisus Hristos, preasfințite Iosif și iubiți confrați preoți, dragi tineri și credincioși, stimați ascultători ai Radio Maria și dragi persoane ce ne urmăriți pe internet, bună seara și bine ați venit! În această seară, cu o anumită insistență, privirea noastră va fi îndreptată spre chipul lui Iisus, iar cântecul de la început deja ne-a invitat să facem acest lucru. Chipul lui Iisus este acela care ne va invita în seara aceasta, în timpul catehezei, să descoperim icoana, icoana care ne trimite spre Dumnezeu Tatăl. Mai întâi, și a devenit deja obișnuit, în rugăciune vă invit să ne îndreptăm glasul și mintea spre Dumnezeu și să-L invocăm pe Duhul Sfânt. Maria și pe Iosif să vină aici în față pentru a rosti rugăciunea. O, Duhule Sfinte, vino în inima mea. Prin puterea ta, ajută-mă să-mi oferi inima lui Dumnezeu Tatăl și dăruiește-mi harul de a te iubi cu teama cuvenită. O, Iisuse, eliberează-mă de orice gând rău. Încălzește-mă și înflăcărează-mă cu iubirea ta, astfel încât să pot suporta orice suferință. O, Sfinte Tată al meu, o dulce Domn al meu, ajută-mă în tot ceea ce fac. Hristos este iubire. Hristos este iubire.
Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu, cum dorește cerbul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu, când voi veni și voi vedea fața lui Dumnezeu. Lacrimile îmi sunt pâine ziua și noaptea, când mi se zice în fiecare zi, unde este Dumnezeul tău? Îmi aduc aminte de aceasta și sufletul meu se topește în mine, cum treceam prin mulțime, ducându-mă până la casa lui Dumnezeu, în strigătele de bucurie și de mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Ziua îmi trimite Domnul îndurarea sa și noaptea cântarea lui mă însoțește, ca o rugăciune către Dumnezeul vieții mele. Încrede-te în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda pe El, care este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Vă rog să luați loc. Împreună cu Iisus este a doua temă din postul mare și ne întrebăm de ce chiar împreună cu Iisus putem să ne punem această întrebare, deoarece și data trecută și insista Preasfințitul, întotdeauna privim spre cruce și iată chipul Mântuitorului și opera pe care El a realizat-o de mântuire se află de fiecare dată înaintea ochilor noștri. Iisus i-a luat pe cei trei discipoli de data aceasta și împreună au urcat pe Muntele Sfânt, notează Evanghelia din Duminica a doua. Au urcat pe Tabor. Pe munte, discipolii vor înțelege de ce trebuiau să-L urmeze pe Iisus și care era, de fapt, calea pe care ei vor merge alături de învățătorul lor. În seara aceasta, Preasfințitul ne va ajuta să înțelegem și care era calea și care era dificultatea discipolilor și mai ales revelația profundă din Teofania de pe Tabor. Preasfințite, vă rog să ne prezentați cateheza. Iubiți confrați preoți, dragi persoane consacrate, dragi tineri și tinere, iubiți ascultători ai postului de Radio Maria, iubiți credincioși, prezența în această seară în catedrală și cei care sunteți în legătură directă cu noi pe internet. Precizez la începutul acestei cateheze faptul că pregătirea noastră spirituală pentru Marea Sărbătoare a Paștelui, pregătirea aceasta din timpul postului mare, nu este lucrarea mea care țin aceste cateheze sau ale preoților care vorbesc în timpul postului mare în numele lui Dumnezeu și fac diferite predici și nici lucrarea dumneavoastră a celor care cântați așa de frumos sau vă rugați așa de frumos. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Este lucrarea Duhului Sfânt, de aceea l-am și chemat și îl chemăm întotdeauna în ajutor. Pentru că datorită Duhului Sfânt și lucrării sale, Biserica este vie și va fi vie până la sfârșitul veacurilor. Duhul Sfânt fiind darul lui Hristos cel înviat, cel care are această
să-i spunem, misiune, menire, ca să facă vie și prezentă învățătura lui Iisus, Evanghelia sa, la toate popoarele până la sfârșitul lumii. Noi nu suntem decât niște instrumente care vrem să fie utile în mâinile Duhului Sfânt, în mâinile lui Dumnezeu. De aceea, după ce am creat acest ambient propice pentru meditație, pentru cateheză, pentru reflecție, invocându-L special pe Duhul Sfânt, și după ce am văzut că în catedrală s-a pus acum o cruce mai mare, și mă bucur pentru acest lucru, vă amintiți la cateheza trecută, spuneam că toate catehezele, toate predicele noastre, toate îl au în vedere pe Iisus, singurul răscumpărător al omenirii. De aceea trebuie să privim mai des în timpul postului mare crucea, semnul, instrumentul mântuirii noastre. Așa cum deja v-a anunțat Părintele Mihai, tema reflecției de astăzi, a catehezei de astăzi, este împreună cu Iisus Hristos. Mereu El, Iisus. Împreună cu Iisus Hristos. Dacă acum o săptămână, joi seara, eram în post, doar noi catolicii de rit latin, astăzi deja suntem împreună în post și cu frații orientali, ortodoxi, greco-catolici și toți ceilalți frați orientali. Și ne pregătim spiritualicește, așa cum se cuvine unui creștin adevărat, pentru cea mai mare sărbătoare a religiei noastre creștine, care este Paștele, adică Învierea Domnului. Dacă duminică, joia trecută, acum o săptămână, eram alături de Iisus, mereu Iisus, dar eram cu El în pustiul Iudeii, acolo unde El s-a pregătit 40 de zile și 40 de nopți, sublinează Evanghelistul, zile și nopți, pentru grandioasa misiune de răscumpărător al lumii, acolo unde a fost, vă amintiți, ispitit de diavol, dar El nu a cedat, ci L-a respins categoric, piei satanul, pentru că, vă reamintesc, v-am spus atunci, diavolul a voit să zădărnicească opera de mântuire pe care Iisus era gata ca să o îndeplinească, dar n-a reușit și a trebuit să plece rușinat. Iisus învățându-ne cum să ne comportăm noi în ispitele pe care le îndreaptă asupra noastră Duhul cel rău și toți faliții Lui. Să nu stăm de vorbă cu necuratul. Astăzi îl însoțim pe Iisus, de data aceasta, pe muntele Tabor. Aveți imagine acolo, pe muntele Tabor, acolo unde, înainte de pătimirea sa, de suferințele sale îngrozitoare, s-a schimbat la față. Și aceasta este tema din a doua duminică din timpul postului mare în ritul nostru latin, cum veți auzi în textele de duminică. Îi vedem acolo și în imagine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, predilecții lui Iisus. Și îi vedem în momentele foarte importante din viața publică a lui Iisus. Pe Tabor, aceștia trei participă la evenimentul care avea să-i marcheze pentru tot restul vieții lor și mai ales în momentele în care îl vor vedea pe Iisus în suferință, ca să nu-l abandoneze. Chiar dacă Petru, vă amintiți, a avut și momentul lui de slăbiciune,
renegându-L pe Iisus în fața unei simple slujitoare, dar și-a redenit. Și este pentru noi model de convertire, de pocăință. Acea unică experiență, acea experiență de neuitat de pe tabor, îi vor însoți pe aceștia trei pe tot parcursul vieții lor și îi va ajuta să dea o bună mărturie despre Iisus ca om adevărat și ca Dumnezeu adevărat. Ca toate celelalte cateheze, cateheza din seara aceasta este structurată pe patru puncte. Primele trei, să le spunem, mai teoretice, și al patrulea punct întotdeauna partea aplicată, practică, aplicată la viața noastră de credință. Primul punct al catehezei, calea lui Iisus. Al doilea, teofania, adică arătarea lui Iisus în strălucirea sa dumnezeiască de pe tabor. Al treilea punct, cu fața la pământ, ceea ce au făcut cei trei în fața acestei minuni, că este adevărată minune, văzându-L pe Iisus în splendoarea dumnezeirii sale, au căzut cu fața la pământ. Și apoi vom face aplicarea practică la viața noastră de credință. Așadar, primul punct, calea lui Iisus. Cateheza aceasta de astăzi ne apropie de acel cerc restrâns de persoane din jurul lui Iisus. Vă spuneam, cei trei, Petru, Iacob și Ioan. Dacă vă uitați pe imagine, nu cei care sunt în picioare, cei aceia care sunt plecați la pământ. Ne apropie cateheza de astăzi de acest cerc restrâns de persoane din jurul lui Iisus și ne arată originalitatea experiențelor de credință trăite de acești discipoli ai lui Iisus, cum vom vedea. Textul de referință este luat din capitolul 17 al Evangheliei după Sfântul Matei și îl vom auzi citit duminica viitoare în întregime. Petru, Iacob și Ioan și ceilalți discipoli formau grupul acela mic ce îl urma îndeaproape pe Iisus, chiar dacă Iisus i-a chemat alături de El sus, pe tabor, doar pe cei trei. Mereu alături de Iisus a fost grupul acesta restrâns. Ei ascultaseră deja învățăturile lui Iisus despre renunțare și despre modul umil în care aveau să-L urmeze, ceea ce i-au impresionat pe toți. Atunci când trecuse de acum 6 zile de când Iisus, când ucenicii erau în jurul Său, le-au spus că Fiul omului trebuie să îndure multe, trebuie să sufere multe. Urcând spre Ierusalim, acolo să moară și apoi să învie glorios. Sigur, lucrul acesta nu puteau să-l conceapă, dar vom vedea ce învățătură vor trage ei și ce mult îi va ajuta evenimentul de pe tabor ca să înțeleagă tainele lui Dumnezeu. Calea lui Iisus devenea ceva cu totul nou pentru ei, de la o zi la alta. Am putea spune, noi rămâneau cu gură cască. Cum vine asta? Noi acum privim lucrurile îndărât, pentru că știm cum s-au desfășurat. Ei nu știau ce avea să urmeze concret, cât avea să sufere Iisus. Și v-am explicat cum înțelegeau ei și toți evreii pe Mesia. Glorios, nici de cum în suferință. Unul care să ridice toată națiunea evreiască deasupra tuturor națiunilor,
și ei să se arăte făloși. Noi suntem tari și mari, datorită lui Mesia. Ei, încet, încet, aveau să-și dea seama că alta era calea pe care avea să pășească Mesia pentru a-i mântui și pe evrei și pe toți oamenii din toate timpurile. Nimic din toate cele pe care le visau ei despre Mesia, nimic nu se găsea în învățăturile primite de la Iisus. Până atunci era prea simplă calea pe care le-o prezenta Iisus, de neînțeles pentru mintea lor. Era și deosebit de scurtă, îngustă, grea de urmat această cale, presărată chiar cu încercări și cu atâta durere. Răsunau încă în mintea lor cuvintele Învățătorului: trebuie să meargă Fiul omului, adică El era Fiul omului, la Ierusalim și să sufere multe din partea bătrânilor, a arhiereilor și a cărturarilor, să fie ucis și a treia zi să învie. Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul 16, versetul 21. Așadar, era vizibilă tulburarea în care se aflau ucenicii, tulburarea de pe chipul lor. Apropiați fiind de Iisus, simțeau că nu mai au repere sigure în viața lor. Ce vrea să spună Învățătorul nostru? Cum adică să fie răstignit, să moară? Ce fel de Mesia este acesta? Dacă eram noi, cine știe ce mai gândeam? Am spus, noi privim îndărât asupra evenimentelor, misterilor care au avut loc, dar dacă ne-am pune în pielea lor, cine știe ce am fi gândit noi? Vedeți, trebuie să fi fost cu siguranță mare, mare de tot zbuciumul din viața discipolilor lui Iisus. Nu numai clipele pe care le trăiau, dar și speranțele lor după o viață mai bună, toate erau umbrite de incertitudinea din acele momente. Deși cunoșteau bine viața zilnică a celor săraci, mintea lor încă influențată de așa numitul aluat al fariseilor, era tulbure. Credeau că Mesia, ca fiul al omului, trebuia să fie glorios, victorios, nici de cum umilit până într-acolo, încât să fie pus la stâlpul infamiei, să fie batjocorât, scuipat, încoronat cu spini, cum medităm noi când facem calea Sfintei Cruci. Ca să nu uităm cât l-a costat pe Dumnezeu mântuirea noastră. Deci aceasta este calea lui Iisus, calea îngustă, calea crucii, care grea, cale anevoioasă, pe care noi o medităm în postul mare, ori de câte ori facem calea Sfintei Cruci. Al doilea punct, teofania de pe tabor, adică intrăm acum direct în cuvântul lui Dumnezeu pe care Biserica îl proclamă în a doua duminică, în ritul nostru latin, în a doua duminică din postul mare. Curios, poate vă întrebați, cum întâi mergem în pustiu, acolo Iisus, în singurătate, încercat așa de cumplit de diavol, și iată, în a doua duminică, deși suntem în post, urcăm pe tabor cu Petru, Andrei și Ioan, bineînțeles că în spirit de credință, ca să-L privim pe Iisus în toată splendoarea Dumnezeirii sale. De ce oare? Vom vedea în final partea aplicată a acestei catehezi. Dar să intrăm un pic în detalii privitor la teofania, arătarea dumnezeiască a lui Iisus de pe muntele Tabor. Eu am fost de 4 ori în Israel, în pelerinaj, și de fiecare dată am urcat pe Tabor. Altfel simți când la fața locului citești pasajul din Evanghelie și îl meditezi.
Eu încerc prin cateheza aceasta să vă urc pe tabur și acolo să trăim acele momente extraordinar de frumoase din viața publică a lui Iisus. Precizez că acest eveniment al schimbării la fața lui Iisus a avut loc pe la sfârșitul unei mari sărbători a evreilor. Iisus era evreu și respecta sărbătorile împreună cu mama sa și cu tatăl purtător de grijă, Sfântul Iosif. Era pe la sfârșitul sărbătorii numită a corturilor. Această sărbătoare era și este și astăzi, și am văzut-o mergând în Israel, odată m-am nimerit chiar câteva zile după ce s-a terminat sărbătoarea corturilor. O sărbătoare foarte populară, îndrăgită de evrei. Ținea 6 zile, timp în care se celebra atât darul lui Dumnezeu, darul legii, legea pe care Dumnezeu a dat-o prin Moise, cele 10 porunci, decalogul. Nu întâmplător, alături de Iisus, veți auzi în Evanghelia de Duminică, la evenimentul transfigurării de pe Tabor, apare Moise și Ilie, care muriseră de mult. Și Petru, Iacob și Ioan, cei 3 privilegiați, i-au văzut Iisus transfigurat, Moise într-o parte și Ilie în cealaltă parte. Sărbătoarea corturilor, revenind la ea, le aducea aminte și le aduce și astăzi aminte evreilor de legea pe care Dumnezeu a dat-o poporului său. Cât și în sărbătoarea corturilor, ei își aminteau și își amintesc de cei 40 de ani. 40 de ani, 40 de zile ale lui Iisus înainte de a începe activitatea publică, 40 de zile pentru noi în fiecare an în timpul postului mare. La sărbătoarea corturilor, evreii își amintesc și de darul legii, dar și de cei 40 de ani pe care bunicii, străbunicilor, strămoșilor i-au trăit în pustiu, când Dumnezeu i-a scos cu mână forte din Egipt și i-a călăuzit spre țara făgăduită. 40 de ani a durat. Timp în care, vă spuneam în cateheza trecută, poporul a fost purificat. Cum suntem noi îndemnați în timpul postului mare să ne purificăm sufletește, ca să intrăm cu suflet curat în mare sărbătoare în fiecare an a învierii Domnului. Revenind la sărbătoarea corturilor, timp de o săptămână, toți trebuiau să trăiască în corturi improvizate, provizorii. A spus într-un an când am fost eu, se mai vedeau, deși trecuseră câteva zile, rămășițe din corturi, la balcon, alături de locuința unde stăteau și stau evreii. În cazul în care acest lucru nu era posibil, regula trebuia să se respecte măcar în cea de-a 6-a zi. Și evreii credincioși țin și astăzi morțiși la această sărbătoare și foarte frumoasă. Și pe la sfârșitul acestei sărbători a avut loc evenimentul de pe Tabor, minunea de pe Tabor. După ce au împlinit riturile sacre în timpul sărbătorii corturilor, că v-am spus, Iisus era și evreu și a ținut și el și ținea în fiecare an această frumoasă sărbătoare, când s-a terminat spre sfârșit, Iisus Hristos i-a luat cu dânsul pe Petru, Iacob și Ioan, cei 3 ucenici predilecți ai săi, și a urcat împreună pe acest munte Tabor. E frumos muntele, de acolo este o priveliște nemaipomenit de frumoasă. Pe muntele Tabor i-a dus deoparte și acolo, spune evanghelistul, sus, s-a întâmplat minunea, ceva cu totul neobișnuit. Nu se așteptau cei 3 să-L vadă pe Iisus plin de lumină. Era așa de frumos încât au căzut cu fața la pământ. O să vedem al 3-lea punct al catehezei din seara aceasta. Acolo s-a întâmplat ceva nemaipomenit.
notează evanghelistul, citez de data aceasta, i s-a schimbat înfățișarea înaintea discipolilor. Fața lui strălucea ca soarele și hainele lui au devenit albe ca lumina. Și chiar în acel moment, iarăși citez, le-au apărut Moise și Ilie, care vorbeau cu Iisus. Oare ce vorbeau? Vorbeau tocmai despre pătimirea Mântuitorului. Petru a intervenit în dialogul dintre Iisus și cei doi mari reprezentanți, Moise și Ilie. Se bucura de ceea ce vedea Petru, dar nu înțelegea încă momentul de har pe care îl trăia. Alături de Iisus, așadar reținem, se aflau Moise și Ilie, adică mediatorul legii, cu majusculă, și părintele profeților, Ilie. Aceștia vorbeau cu Iisus chiar despre iminenta, apropiata moarte a lui Iisus, care avea să se întâmple la Ierusalim. Marcu 9, 5, 6. Depășit de cele întâmplate pe tabor, Petru, unul din cei trei, a înțeles că era mai potrivit ca el și ceilalți doi discipoli să rămână acolo. Cum să nu rămână? Se simțeau foarte bine, văzându-L pe Iisus așa de frumos și strălucitor. Și a spus lui Iisus, Doamne, ce bine că suntem aici! Vrem să rămânem aici totdeauna, așa de frumos ești! Vrem să rămânem și să te contemplăm în această splendoare a Dumnezeirii tale. Dacă vrei, facem trei colibe, trei camping-uri, spunea odată un preot, ca să-i fac mai atenți pe credincioși. Trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Așa de fericit era Petru, așa de frumos este Dumnezeu, cât i-a fost dat lui Petru și celorlalți doi să vadă cu ochii omenești splendoarea Dumnezeirii care era în Iisus. Iisus era om adevărat și Dumnezeu adevărat. Făcându-se om, Iisus a ascuns în omenitatea sa splendoarea Dumnezeirii, dar n-a părăsit-o niciodată. A rămas Dumnezeu adevărat, numai că a ascuns strălucirea Dumnezeirii sale în omul Iisus, făcând să se întrevadă doar în câteva momente din viața sa pământească de 33 de ani. Și unul din aceste momente este taborul. Schimbarea la față, sărbătoare pe care o avem în fiecare an, atât catolicii cât și frații orientali, pe 6 august. Numai că aici apare în timpul postului mare un alt gând pus de biserică acest eveniment, ca să ne încurajeze în timpul postului, post care e greu, să privim la strălucirea dumnezeiască a lui Iisus, la gloria învierii sale, sărbătoare spre care ne îndreptăm. Dorința lui Petru era împlinită de data aceasta, pe când el mai vorbea încă, a coborât un nor, norul gloriei lui Dumnezeu. Și l-a învăluit pe Iisus și pe Moise și pe Ilie, pe toți trei. Iar atunci s-a auzit un glas din acel nor, glas care s-a auzit și la botezul lui Iisus Hristos, glas pe care și Moise l-a auzit în Vechiul Testament de câte ori. Moise, retras pe munte, stătea de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu și Moise îi aude glasul lui Dumnezeu. Acesta este Fiul meu, așa era glasul. Acesta este Fiul meu cel iubit, El este mulțumirea mea. Ascultați de El. Glasul tainic, glasul acesta divin al Tatălui Ceresc, confirmat de fapt calea mesianică pe care Iisus avea să o parcurgă în calitate de Ebed Iahve, un termen teologic, slujitor al lui Iahve, al lui Dumnezeu, Iisus, Dumnezeul făcut om.
în care era prezent Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu, deci Iisus, om adevărat și Dumnezeu adevărat. Al treilea punct, cu fața la pământ, sigur, în fața dumnezeirii lui Iisus, omul nu poate să stea bățos așa. Nu. În fața lui Dumnezeu, omul nu poate avea decât o atitudine care trebuie să-l caracterizeze, de umilință, o atitudine de adorație, cu capul plecat, dar mândru că este creștin, că este copil al lui Dumnezeu. Chipul învăluit de lumina lui Iisus, norul prezenței divine și glasul Tatălui Ceresc destăinuiau de fapt că în Iisus se împlineau toate profețiile din Vechiul Testament. Acestea se împlineau în Iisus, iar discipolii începeau acum să înțeleagă câte ceva, să întrezărească adevărata cale, cea îngustă, pe care avea să pășească învățătorul lor, înainte de a învia glorios din morți, arătându-se strălucitor, plin de slavă, Dumnezeu adevărat, care e stăpânul vieții și al morții. În acel moment, Petru s-a speriat și nu mai știa ce să spună. A dat în bâlbâială, spune lui. Iar Iacob și Ioan, spune evanghelistul, erau toropiți de somn. Ei nu aveau de unde să cunoască fața lui Dumnezeu, deoarece nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Cu toate acestea, contemplau slava cerească pe chipul lui Iisus, recunoșteau prezența norului și nor glasul Tatălui Ceresc, înțelegeau glasul acela venit din cer. Era același nor văzut de părinții lor în vechime, în Vechiul Testament. Era același glas care a răsunat pe munte vorbindu-i lui Moise, așa cum vă spuneam. Petru, Iacob și Ioan, în fața strălucirii dumnezeiești a lui Iisus, au căzut imediat cu fața la pământ și nu mai îndrăzneau să-și ridice privirea. Uimirea, teama, mulțumirea se amestecau una cu alta și deveneau una singură. Adorația era singura lor atitudine și adorația este singura atitudine pe care noi trebuie să o avem totdeauna în fața celui atotputernic, în fața lui Dumnezeu. De aceea vedeți, când venim la adorație, expunem Sfânta Taină, nu stăm așa și ne uităm la... Ne plecăm cu umilință în genunchi, recunoaștem dumnezeirea prezentă sub văl, sub vălul pâinii și îl adorăm pe Dumnezeu cel care așa de mult ne-a iubit încât a rămas și rămâne cu noi în această formă ca să-l putem mânca. Dar voi reveni cu astfel de reflexii la momentele potrivite și sărbătorile specifice. Revelația de pe tabor străbate secolele și ajunge până la noi, aici, în Catedrala din Iași, la toți cei care mă urmăresc acum la Radio Maria sau pe internet. Ajunge până la noi, în această catedrală dragă, nouă, revelația de pe tabor. Iisus ne spune și nouă să avem curaj și să mergem pe calea aceasta îngustă a suferinței, a crucii, a încercărilor, să nu abandonăm, pentru că această cale și numai ea duce la glorie, la splendoare, la lumină. Iisus este prezent în mijlocul nostru. El este unica revelație a Tatălui, a lui Dumnezeu. Este asemenea, să spunem, unei chei. Unei chei prin care putem înțelege și sensul Vechiului Testament și prezența Împărăției lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Ce daruri minunate ne-a făcut Dumnezeu! Lumina de pe tabor revarsă lumină în viața noastră. Căutările și întrebările, afirmațiile și răspunsurile formulate de-a lungul istoriei
își găsesc menirea, explicația în El, Iisus, Dumnezeu făcut om. Să ne amintim de chemarea lui Abraham, veți auzi duminică în prima lectură, luată din Cartea Genezei, cum Dumnezeu, în Vechiul Testament, l-a chemat pe Avram și el a răspuns chemării, s-a dus acolo unde l-a trimis Dumnezeu, fără să știe unde, dar s-a lăsat călăuzit de Dumnezeu, știind că Dumnezeu nu-l dezminte pe om. Avram a ascultat de glasul Domnului, s-a așezat la Sichem, în țara promisă. Geneză 12, 1 cu 4. Chemarea, ascultarea și credința lui se găsesc în planul divin al lui Dumnezeu. Lumina de pe Tabor destăinuie însă și chemarea noastră. Și vom auzi duminică în lectura a doua, luată din scrisoarea Sfântului Paul, a doua către Timotei, capitolul 1, versetele 8 până la 10, Sfântul Paul ne vorbește despre chemare pe care Dumnezeu ne-a făcut-o nouă tuturor. Chemarea am primit-o la botez, de a merge pe urmele lui Iisus, pe calea aceea îngustă, grea, dureroasă a crucii, dar care duce la adevărata fericire, la frumusețea paradisului. Prin credință noi recunoaștem harul lui Dumnezeu, oriunde se manifestă, ne bucurăm de acest har al lui Dumnezeu și facem ca să devină izvor și de alte și alte haruri pentru cei din jurul nostru. Pentru că, iubiți credincioși, atunci când credem, prin credință noi vedem prezența lui Dumnezeu în creație. Cine crede cu adevărat, vede că Dumnezeu e prezent în întreaga creație. Prin credință auzim glasul lui Dumnezeu care ne vorbește mereu. El continuă să vorbească omenirii. Prin credință noi înțelegem chemarea pe care ne face Dumnezeu. Prin credință participăm cu bucurie la vestirea Evangheliei. Faptul că ați venit acum în biserică, faptul că mulți au renunțat la altele și stau acum în fața televizorului sau aparatului de radio și ascultă cuvântul lui Dumnezeu care vine prin gura mea, este un semn de credință care trebuie apreciat, lăudat. Și deoarece harul ne-a fost dat în Hristos Iisus prin moartea și prin învierea Sa, ne bucurăm că mântuirea este cel mai mare dar care ne poate apropia de Dumnezeu. Și trecem acum la partea practică, partea aplicată a catehezei. Ce legătură are evenimentul de pe Tabor cu noi, noi care suntem prezenți acum în biserică și urmărim această cateheză? Evenimentul schimbării de pe Tabor, schimbarea la față a lui Iisus, ne luminează tuturor calea pe care trebuie să o parcurgem în timpul postului mare, calea Sfintei Cruci. Adică să înțelegem că viața pe pământ este un drum spinos, greu, confruntându-ne cu atâtea încercări, ispite, suferințe, decepții, etc., etc. Dar dacă mergem cu credință pe acest drum, ajungem să ne bucurăm și noi, ca Petru, Iacob și Ioan, de splendoarea Dumnezeirii, de bucurie, de lumină. Pentru asta suntem creați, pentru fericire, nu pentru durere. Dar ca să ajungem acolo, la adevărata fericire, în lumina paradisului, trebuie să mergem pe calea Sfintei Cruci. Calea cea îngustă pe care a pășit Iisus, Petru și Iacob și Ioan n-au înțeles-o atunci. Aveau să o înțeleagă după aceea. Să redescoperim chipul lui Iisus Hristos. Asta trebuie să facem noi în timpul postului mare. De aceea v-am spus mereu, toate catehezele, toată învățătura bisericii este orientată spre El, singurul mântuitor al lumii. Și în timpul postului mare suntem chemați să redescoperim chipul adevărat al lui Iisus Hristos.
Cum să facem lucrul acesta? În special prin fapte de caritate, pomeni, suntem chemați în timpul postului mare în mod special. De asemenea, prin rugăciune, prin sobrietate, căutând să creăm ambient de liniște, de contemplație, că acolo îl găsim pe Dumnezeu, într-un astfel de ambient, nu în gălăgie. Participând la Sfânta Liturghie, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Am spus că nu pot să mă opresc cu catehezele, suntem în anul Sfintei Liturghii, dar catehezele pe care le fac eu se referă la textele de duminică, duminica ce urmează de fiecare dată din timpul postului mare. Dar dacă ne gândim bine, toate duc la Iisus, Cel care se jertfește la fiecare Sfântă Liturghie, așa cum s-a jertfit acum 2000 de ani în urmă pe Calvar, numai că în mod nesângeros, că aceasta este Sfânta Liturghie. Participând la Sfânta Liturghie cu evlavie, cu atenție, respectând toate prescrierile pe care le are Biserica într-o stare celebrare, noi de fapt îl redescoperim pe Iisus, chipul lui Iisus Hristos, măreția Lui, frumusețea Lui. Când preotul celebrează Sfânta Liturghie, nu spune, iată mielul lui Dumnezeu, nu spune, iată o bucată de pâine, iată mielul lui Dumnezeu și frânge pâinea, jertfa lui Iisus, Iisus care s-a sacrificat, s-a rupt, s-a dăruit, ni s-a dăruit nouă. Și lucrul acesta îl trăim cel mai frumos când participăm la Sfânta Liturghie, apoi meditând suferințele lui Iisus în această devoțiune așa de frumoasă, calea Sfintei Cruci. Veniți la calea Sfintei Cruci. Cei care nu puteți în biserică, faceți-o acasă. Dar știți cum? Opriți televizorul, opriți aparatul de radio, opriți altceva care vă deranjează, puneți în față o cruce, dacă nu aveți toate stațiunile căii Sfintei Cruci, citiți textul, sunt atâtea modele de calea Sfintei Cruci. Și meditați în tăcere suferințele îndurate de Iisus, calea pe care a mers Iisus ca să ajungă apoi la gloria învierii sale, la strălucirea pe care El a anticipat-o prin schimbarea la față pe muntele Tabor. La sfârșitul acestei catehieze, să ne punem câteva întrebări. Una din ele, care sunt emoțiile pe care le simt eu, să spună fiecare, să se întrebe fiecare, care sunt emoțiile pe care le simt eu atunci când fac calea Sfintei Cruci? Că vin mulți la calea crucii, dar de câte ori nu se plâng, am uitat. Dacă suntem atenți la fiecare calea crucii, la textul care se folosește, culegem și roadele unei atari devoțiuni, deci ne întrebăm cu ce sentimente, cu ce emoții sau ce emoții simt eu atunci când fac calea Sfintei Cruci. Care sunt momentele în care Iisus se destăinuie ca Fiul al omului? Altă întrebare. Să nu uităm că acestea sunt momentele de durere ale lui Iisus. Ca om, Iisus a suferit enorm de mult. Nu ca Dumnezeu, ca Dumnezeu n-are cum să sufere. Este veșnic, fericit, în strălucire, dar făcându-se om, a suferit îngrozitor pentru noi. Ce trebuie să știm noi despre misterul acesta al răscumpărării noastre? De ce răstignirea lui Iisus pe cruce nu a fost un scandal sau o nebunie, ci o manifestare a puterii și înțelepciunii lui Dumnezeu? Pentru că numai pentru păgâni a fost și este și astăzi motiv de scandal. Ce e Dumnezeu ăla care a suferit atât de mult? Ăsta e Dumnezeu? Câți nu spun astăzi? Așa este Dumnezeu? Sau cât se întreabă când văd coronavirus acum? Dacă este Dumnezeu, de ce nu face să nu mai suferim atât? Unde este Dumnezeu de care vorbiți voi creștinii? Eu aș spune altfel. Unde este omul pe care Dumnezeu l-a creat? După chipul și asemănarea sa, bun, iubitor, iertător, vedeți câtă ură este în lume astăzi?
Mai bine să ne întrebăm unde este omul, nu unde este Dumnezeu. Dacă, dacă Dumnezeu este mereu cu noi, Dumnezeu ne iubește întotdeauna, Dumnezeu totdeauna ne vrea binele. Dar dacă noi suntem obraznici, întoarcem spatele, îl jignim, îl supărăm, în semenii săi, nu spune Iisus, ori de câte ori ați făcut acestea, unea dintre semenii mei, mie mi-ați făcut sau nu mi-ați făcut dacă n-ați făcut lor? Unde este omul? Unde este Dumnezeu? Dumnezeu este aici, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu ne iubește mereu, ne vrea totdeauna binele. Dar unde este omul cel nou? Omul răscumpărat de Hristos în urma căderii în păcat? Omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Întrebări pe care să ne le punem fiecare și să încercăm să dăm răspuns pentru ca să scoatem din noi tot ceea ce este găunos, putred, nu corespunde demnității de fiu al lui Dumnezeu. Pentru că un om care urăște, un om care înjură, un om care săvârșește necurății, un om care spune mereu minciuni, care face nedreptăți, nu acela e chipul omului așa cum l-a creat Dumnezeu. Acela este omul după chipul diavolului, că numai el face astfel de lucruri. Timpul postului, timp de reflecție, timp, nu e ușor ca să intrăm în noi, să găsim toate aceste lucruri care nu stau bine, nu ne șad bine ca fie ai lui Dumnezeu, trebuie să luptăm cu tot răul din noi. Asta e calea îngustă, calea crucii pentru fiecare, dar mergem după Iisus și El ne întărește, El ne ajută, Duhul Sfânt ne luminează și ne dă putere ca să ne înnoim, să ne purificăm în timpul postului mare și apoi să trăim în bucurie, adevărată bucurie, sărbătoarea Paștelui, care este sărbătoarea luminii, a frumuseții, a măreției, prefigurată de Iisus, anticipată de Iisus pe muntele Tabor pentru câteva momente doar, ca să ne încurajeze. Vă doresc, iubiți credincioși, și toți cei care mă urmăriți pe internet sau la Radio Maria, să aveți cu adevărat un post reușit, un post cu adevărat binecuvântat de Dumnezeu, în care să ne implicăm pentru a ne înnoi sufletește și a trăi apoi cu toții în explozie de bucurie învierea Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite, am reținut într-un mod deosebit partea finală cu întrebările în avalanșă care au venit, întrebări care ne-au provocat și sunt cu adevărat o provocare și cred că putem să răspundem la aceste întrebări și să găsim răspunsul numai din experiență, numai participând la liturghie, numai participând la calea crucii sau numai plecându-ne genunchiul în rugăciune sau, așa cum ne spuneați, numai cu fața la pământ înaintea Sfintei Cruci. Calea crucii trezește în noi multe emoții și numai atunci când suntem în rugăciune profundă, numai atunci vedem și descoperim chipul lui Iisus, iar pe chipul lui Iisus, gloria lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru această frumoasă cateheză și acum aș dori doar două cuvinte să le mulțumesc acestor tineri frumoși care în seara aceasta au venit aici pentru a ne încânta cu vocea lor. Sunt practic membrii ai familiei Goaneliene, tinere și surori de la Casa Providenței, seminariști din Congregația Slujitorii Carității și credincioși laici goanelieni din Iași. Vă mulțumim frumos! Iar acum încheiem această frumoasă seară și o rog pe doamna Geta să vină pentru a rosti rugăciunea. Doamne Iisuse Hristoase,
icoana tainică a gloriei cerești, lumină din lumină și chip al iubirii, ajută-ne să urcăm pe Sfântul Munte al rugăciunii și al dialogului cu Tatăl Ceresc. Copleșiți de strălucirea ta, asemenea lui Petru, ne-am dorit să ne primești pentru totdeauna pe munte, acolo unde iubirea și gloria dăinuie mereu, chiar dacă inima noastră tremură în fața botezului de sânge la care suntem chemați. Doamne Iisuse Hristoase, urcăm pe muntele rugăciunii împreună cu Tine. De aceea, Te rugăm să ne dai harul ca asemenea discipolilor, Petru, Iacob și Ioan, să vedem dincolo de dificultățile acestei vieți și să îmbrățișăm și noi crucea de fiecare zi. Amin. Doamne, toate creaturile poartă semnul Tău. Orice lucru revelează o rază din frumusețea Ta invizibilă. Tu Te revelezi nouă în slujirea aproapelui, iar aproapelui Te manifesti prin iubirea Ta fidelă și veșnică. Acum, nu cu ochii, ci doar cu inima Te putem privi. Acum, putem contempla chipul Tău în persoana Fiului Tău prea iubit, Iisus Hristos. Cu multă simplitate și autenticitate, noi dorim cu ardoare să vorbim cu Tine, să Te întâlnim în persoana fraților noștri și să Te mărturisim ca Fiu prea iubit al Tatălui Ceresc. Amin. Vă mulțumim frumos pentru participare și, preasfințite, vă rog să ne dați binecuvântare. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Cateheza s-a încheiat, mergeți și preamăriți-L pe Dumnezeu prin viața dumneavoastră. Mergeți în pace!
vreau să vă mulțumesc.